muzică și radio. La Radio România Actualități. Repriza de rock săptămânal aici la Radio România Actualități este de auzit din acest moment și până la 5 dimineața, iar Lenți Chiriacă vă invită să ascultați o nouă ediție emisiunii Muzică și Radio. Vă spun încă de la început că în prima parte a emisiunii invitatul meu este Yoji Kappel, fostul basist al grupului Phoenix, actualmente la Pasărea Rock. Apoi am să vă ofer multe noutăți discografice, veți avea și momentele de buy request, sonorități oldies, dar nu am uitat nici de rockul românesc, care a ajuns la etapa anilor 80, iar în final urmează albumul săptămânii. Vă reamintesc că aveți un număr de telefon la care puteți trimite mesaje, 0748887766, repet, 0748887766, dar puteți lăsa mesaje și pe pagina de Facebook a emisiunii, care se numește Muzică și Radio Rock Show. Ei bine, Yoji Kappel ajunge mai rar prin România, așa că nu am ratat ocazia de a-l aduce și în cadrul emisiunii Muzică și Radio, așa că până la ora 1 noapte o să aflați ultimele noutăți din tabăra Pasărea Rock, dar veți avea și normal momente din perioada Phoenix. Pasăre de galben, care-mi stai în carpen, nu vrei să asculti muzichia, pasăre, vai ce pasăre. Domnule în negru, ca un carpul nebru, nu vrei să asculti muzichia, domnule, ești un zarzăre. Nici tu nu vrei să asculti toată muzica, ești și tu un domn. Zurdule pe tine, să te întreb în bine, dacă nu vrei să asculti toată muzica, dar mi-e foarte somn. Pasăre zău, domnul al tău, zeul erau, zurdule. Yoji Kappel în cadrul emisiunii și n-am mai stat noi de vorbă acum ceva ani, totul era legat în principal de Pasărea Rock, însă astăzi vreau să vorbim mai mult despre tine și despre implicarea ta în fenomenul rock încă de prin 1970, dacă îmi aduc bine aminte. Foarte mulți mă întreabă normal când aud de Yoji Kappel legat de Phoenix, însă lumea trebuie să știe că tu te-ai ocupat de multe alte trupe, ai avut multe alte proiecte și în ultima perioadă lucrezi, să spunem, mai mult cu Pasărea Rock. Hai să o luăm totuși un pic de la început, pentru că sunt câteva întrebări pe care unii dintre ascultătorii mei mi le-au pus în urmă cu ceva timp. Ești greu de găsit în România. Da, nu stau și aici. Ești greu de prins în general pentru un interviu. Așa că am să te întreb, trăgând o linie, cum vezi tu acum, după mulți ani, activitatea ta alături de Phoenix?
În primul rând vreau să spun că mă bucur să te găsesc iarăși așa ca pe vremuri, bine și sănătos. Și în ceea ce privesc interviurile, sigur că e foarte greu să mă prins, pentru că atunci când vin în țară, eu locuind în Germania, sunt în general la sfârșitul săptămânilor ocupat, deci am concerte sau alte activități. Dar uite că s-a evit ocazia să ne întâlnim și să am timp și să ai și tu timp. Deci mă bucur foarte mult să avem această ocazie. Implicarea mea în muzica rock începe de fapt de la pubertate, să zicem așa. Eu cântam la acordeon și în momentul în care am reușit la liceu, tatăl meu mi-a promis un acordeon mai deosebit. Ce era? Weltmeister era celebru, nu? Cam așa ceva, Weltmeister. Așa, dar între timp auzisem o piesă la radio. Noi ascultam, toată lumea asculta Europa Liberă și Radio Luxemburg, unde se cântau muzici bune și la noi mai mult inflaționare. Deci. Așa că, ascultând o piesă Beatles pe nume I Wanna Hold Your Hand, m-a fascinat atât de mult încât m-am hotărât să nu mai cânt la acordeon și să cumpăr un bas. Dar nu știu de ce bas. Instrumentul ăsta, când l-am auzit, m-a are, ales mai, cântat... are mai puține corzi. Probabil, probabil. Ei, acum, uite, are 5, are 6 corzi, da. Deci m-am păcălit, de fapt. Bun, deci m-am apucat de bas și, bineînțeles, ca toată lumea, toți colegii care fac muzică, toți au început cu trupele de școală, să cânte instrumentul pe radio. Aveam radiourile alea care arătau ca o boxă și pe care se putea conecta gitara. Deci acolo am început eu. Trupa Color din Petroșani, cu care am făcut primele încercări rock, cântam Rolling Stones chiar, cântam și câteva Beatles-uri. După care, momentul în care i-am auzit pe Phoenix din Timișoara, mi-am pus un singur gând, și anume să plec la Timișoara, la Facultatea de Muzică, și să încerc să iau contactul cu acești băieți care erau fascinanți pe vremea aia, când auzeam la radio Vremuri, când auzeam Canaru și așa mai departe, piesele alea făcute de Moni Bordeanu. Bineînțeles că am zis, domnule, Timișoara e orașul meu preferat, acolo vreau să ajung. Ajungând la Timișoara, am reușit la Facultatea de Muzică și, bineînțeles, am luat contactul cu Nicu Covaci. Îl buzăream în fiecare dimineață în drum spre școală. Aveam drum opus. El venea înspre universitate, eu plecam de la universitate spre Facultatea de Muzică, deci ni se încrucișau drumurile. Așa că îl luam în fiecare dimineață la întrebări. Ce mai faci? Nu vrei să facem muzică împreună? La început m-a cam sictirit băiatul, nu m-a luat bine în seamă. După care m-ai ascultat ce îi spun, însă ultima chestie care mi-a spusese e: mai avem basist, nu ne trebuie basist. Ca să mă trezesc cu el în 70 la mare, cânta, toată lumea cânta la mare, bineînțeles, în vacanța de vară, și eu cântam cu trupa facultății, Classic 20 se chema, cântam la o terasă. Mă trezesc cu Nicolae Covaci pe terasă, eu cântam, aveam încă un set, după care, în pauză, mă întreabă dacă am timp să discut cu el ceva. Așa, și zic, bineînțeles, nicio problemă. Mi-am terminat setul și am stat de vorbă. Și atunci m-a luat și m-a întrebat dacă aș avea chef să încerc să facem niște experimente pe baza muzicii folclorice, românești și balcanice. După care, bineînțeles, că am zis, foarte mare interes, mai ales că aveam intrare și aveam acces la materialul folcloric din Facultatea de Muzică și i-am spus doar că mai am 2 săptămâni de cântat la mare și după aia, când mă întorc la Timișoara, putem să discutăm mai în detaliu toată treaba cu folclorul. Și așa s-a întâmplat. Deci, aici au fost începuturile mele la Phoenix.
Hai că dacă tot am vorbit de Phoenix, hai să-mi ascultăm o piesă foarte, foarte cunoscută din repertoriul Phoenix, o piesă compusă de tine. Ai compus destul de multe piese și înainte să o ascultăm, vreau să te întreb ceva care mă interesează și pe mine, dar interesează clar și pe ascultători. Mulți nu înțeleg ce înseamnă să fii compozitor și cum se definește compozitorul unei piese, cel care are tema piesei sau cel care are ideea și concepția temei principale care o dezvoltă și care vine până în final și spune fiecăruia cum trebuie să sune o piesă. Lucru, de fapt, e foarte complicat dacă stăm să ne gândim. Un compozitor compune o melodie. Această melodie trebuie să aibă o personalitate în sensul de originalitate, că dacă nu e original, e o... Dacă nu e original, e un fel de copie. O copie, ca nu? Să zicem așa. Plagiatură, asta e termenul muzical. E o plagiatură. Deci trebuie să... O melodie originală trebuie să aibă o personalitate a ei. Acum începe, de fapt, aranjamentul. Melodia nu ajunge singură să fie o lucrare, ci trebuie aranjată. Trebuie să aranjezi melodia pentru cor, pentru instrumente, pentru instrumente ritmice și așa mai departe. Deci asta aparține, de fapt, aranjamentului. Sunt compozitori care aranjează singuri, deci compun și aranjează. Pentru că există compoziții la care aranjamentul are un rol mult mai important decât la alte piesulețe unde pui trei acorduri și asta e. Deci eu lucrez mai mult în sensul de complexitate și în ultima vreme, de fapt de mulți ani, lucrez pe bază de partitură în care stabilesc exact ce are fiecare de cântat. Bineînțeles că trebuie să cunoști instrumentele, trebuie să știi în ce tehnică au aceste instrumente. Bine, acum nu mă reduc doar la instrumentele unei trupe rock sau pop, ci mă refer și la instrumentele clasice. Deci m-am obișnuit să fac aranjamente care pornesc de la simplu până la cel mai complicat, la orchestra mare romantică. După cum știi, Iuji, mai ales în ultimii ani la noi, sunt tot felul de dispute între membrii formațiilor, sunt foarte multe formații care au intrat în hora asta. Dom'le, eu am compus piesa în 1980, celălaltul vine spune, da, dom'le, dar și eu am lucrat la piesa aia, și oamenii sunt un pic derutați, nu înțeleg cine este de fapt compozitorul, cel care a venit cu ideea sau cel care a venit cu ideea, dar a și spus, dom'le, tu trebuie să bați așa, basul trebuie să sune așa, solo-ul trebuie să fie așa. Adică cel care are așa o concepție clară despre cum trebuie să sune o piesă. Deci, sigur că am vrut să-ți răspund și la întrebarea aceasta. Este vorba de următoarele lucruri. Dacă un compozitor îți vine cu melodia, iar ceilalți fac aranjamentul, se poate prevede în declarația pentru drepturi de autori, deci participarea celorlalți ca aranjori la piesa respectivă, cu un procentaj stabilit dinainte pentru drepturi. Dacă ceilalți adaugă teme, de exemplu, să luăm Muguri de fluier, acolo introducerea aceea cu fluierul, care e cunoscută de toată lumea, e făcută de mine. Sau dacă iei Mica Țiganeadă, ca să fim concreți acum, solo-ul de vioară de la Mica Țiganeadă este o temă, nu e doar o improvizație. Deci aparține și ea într-o măsură compoziției. Dar pe vremea nu ne-a interesat pe noi cine ia drepturi și cine nu ia drepturi. Cine s-a dus să declare piesele la Uniunea Compozitorilor a rămas compozitorul piesei. Deci normal e cel care vine cu ideea este compozitorul principal, ceilalți pot să fie compozitori, co-compozitori sau aranjori. Am înțeles. Ca și textierul care iarăși e prevăzut ca da, textier. Bine, textierul e ceva separat, mă referam la piesă. Voi da, când compuneați o piesă, cum decurgeau lucrurile?
Noi când compuneam la început piesele... De exemplu, când venea Nicu cu o idee, uite, să facem piesa X, voi ce spuneți? E ok? Nu e ok? Hai să mai facem într-un fel sau să o modificăm? Sau el venea și spunea, dumne, așa vreau eu să sune? Nu, nu ne spunea chestia asta pentru că venea cu ideea și ideea consta în general în... într-o versiune lălăită, deci fără text, cu acompaniament de gitară. Deci acordurile erau, de fapt, cât de cât stabilite dinainte. Iar noi încercam să ne facem părțile noastre, să ne adăugăm părțile noastre acestui schelet, să completăm sau să corectăm, să modificăm și așa mai departe. Deci cam așa venea treaba. Existau și piese pe care nu le simțeam fiind pentru Phoenix. Și atunci discutam și spuneam, domne, mi se pare că nu prea e potrivită piesa. Chiar ați înregistrat piese Phoenix pe care nu le-ați editat niciodată? Da, Mai Tătare, de exemplu, nu le-am cântat live, pentru că... Știi că și afară apare reeditarea discului cu tare cu 3 bonus track-uri, piese care nu au fost scoase niciodată. Da, 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 da. Da, piesele alea le mai aveți pe undeva sau s-au pierdut? Eu nu le-am. Dacă le are cineva, e Nicu Covaci. Care ar putea să le aibă, care da. Ar putea să le Hai aibă. Să ascultăm o piesă Phoenix, compoziție Yoji Capul și te las pe tine să alegi ce vrei. O piesă Phoenix. Care îți place ție așa foarte mult și care te reprezintă pe tine? Eu m-aș zice Pasărea Rock. Bine, ok. Haideți să o ascultăm în continuare. Se repete clon,
Ok, hai să revenim acum cu discuția noastră. Am discutat despre Phoenix. Știu că acum aveți destul de multe probleme. Le-am mai discutat. Nu știu dacă mai are rost să reluăm discuția despre procese și așa mai departe. Însă chiar în ce stadiu vă aflați? Ați cam terminat sau cam lămurit lucrurile sau nebunia asta continuă? Nu, s-au lămurit de foarte multă vreme. Deci după procesul ăsta pe care eu îl socotesc foarte absurd, pentru că niște colegi ar trebui să se despartă prin alte moduri, nu prin procese și așa mai departe. Bine, asta e altă chestie, dar eu am ajuns la situația în care spun eu nu mai sunt supărat pe nimeni și nu vreau să mai fiu supărat pe nimeni. Lucrurile sunt așa cum sunt, au evoluat așa cum au evoluat, n-am ce să fac. Îmi văd de treaba și îmi continui creația așa cum o simt eu, pe drumul pe care l-am ales atunci. Și cred că am exemple multe care documentează acest fapt. Adevărat, eu zic că nici eu nu înțeleg multe lucruri. Ți-am zis, nu este numai cazul vostru cu Phoenix. Sunt multe trupe care au aceste probleme. Dom'le, eu am compus piesa și nimeni nu mai are voie să o cânte. Lucru care în general afară nu se întâmplă, pentru că ar fi, cum să spun eu, normal să o cânți, pentru că eu, ca principal compozitor, eu mi-au drepturi de autor. Da. Înțelegi? Adică eu am tot interesul să-mi cânte piesele cât mai mulți oameni. Deci lucrul ăsta nu l-am înțeles niciodată. De ce vine unul și îmi spune, mă, îți interzic să cânti piesa respectivă, pentru că, de fapt, îți faci ție. Da, normal. Însuși rău. Că pe mine, cum să spun, m-au tentat într-o vreme să cântăm piese Phoenix, pentru că ne-a plăcut. Și că voi ați fost la Phoenix și ați pus umărul la realizarea lor. Bineînțeles, deci noi reprezentăm aceste piese. Dar dacă cineva ne interzice acest lucru, bineînțeles că se pierde interesul. Da, normal. Și la ora asta nici nu mai am interesul să isc niște probleme și mai bine renunțăm. Avem piese destule, acum fiind vorba de Pasărea Rock, noi continuăm filonul acel folcloric pentru că e o, cum să spun, e o comoare, e un tezaur. Deci n-aș renunța niciodată la acest tezaur. Și nu ne mai uităm în spate. Da, normal. Vreau să mă uit doar în față, să facem lucruri noi, să facem treburi ca lumea. Și ajungem la Pasărea Rock, care este o continuare firească pentru Phoenix. Mulți spun că așa ar fi trebuit să sune Phoenix în acest moment. Cui a venit ideea de a pune pe picioare Pasărea Rock? Da, interesantă întrebare, pentru că, într-adevăr, după ce am părăsit Phoenix, ne-am gândit să continuăm să cântăm împreună. Deci m-am întâlnit cu Baniciu, care, la fel ca și mine, și-a exprimat dorința de a continua. Și anume am continuat sub numele de Baniciu Capelă. Am și scos o piesă, un single cu o piesă care, la ora asta, e piesa titulară a operei Meșterul Manole. Se cheamă Pe Argeș în Jos. Asta e prima lucrare pe care am făcut-o după ce ne-am despărțit de Phoenix. Iar la un moment dat a venit o întrebare de la cineva care ne-a zis, domne, uite, am un concert pentru voi. Dacă vă reuniți și cu Ovidiu Lipan, facem un concert mare în fața trupei Deep Purple în Cluj. Lucrul acesta a avut loc în 2013, cam prin iunie, iulie, nu mai știu exact. După care a venit ideea, domne, păi stai, acum suntem trei, hai să ne punem un nume. Și atunci ne-am gândit la multe nume și foarte greu să găsești un nume pentru o trupă, mai ales o trupă care amintește de anumite legende. Și ne-a venit, domne, păi de ce să nu ne cheme Pasărea Rock? Avem și piesa Pasărea Rock și toată lumea a fost de acord. Deci din momentul ăla ne-a chemat Pasărea Rock. Deci dacă nu era concertul cu Deep Purple, nu apărea Pasărea Rock? Ba da, apărea. Apărea eu sunt oricum, sigur. Da? Sunt sigur că apărea, pentru că am mai avut niște concerte mai mici cu Ovidiu și bineînțeles că ne-a tentat să continuăm în formula asta.
Hai să ascultăm și o piesă cu Pasărea Roc, am să te las tot pe tine să alegi. O piesă care zici tu că tot așa reprezintă foarte bine ce faceți voi în acest moment. Uite, eu aș propune piesa Praznic Neprasnic, care de fapt e deja quasi cunoscută, dar ca introducere o consider ca foarte potrivită. Facem praznic, praznic năprasnic, să facem iureș, sărbem nori și să renască veacul fantastic, să facem praznic, frați și surori. Zarea e-n flăcări, focul e-n noi. Hai să încingem precum în vasne, praznic năprasnic până în zori. Hei, simte cârcei în picior. Ia, simte grifonul și prinde-i trunchiul în aripat și apoi ușor. Praznic năprasnic, o zi cât veacul, veac cât un ceas. Oarne-i paharnic, timpului pasnic, să uite timpul ce ne-a rămas, să clocotească vinul obraznic, să urcem vene, sânge fecund și să-l trăim veșnic și să iubim strașnic. Yoshi Kappel aici în cadrul emisiunii Muzică și Radio. Continuăm discuția noastră, vorbim tot despre Pasărea Roc. Pasărea Roc care a început puternic acum câțiva ani, ați avut destul de multe concerte, cu un concert foarte bun la care am fost și eu, mi-aduc aminte, la Sala Palatului, plin, mai rar pentru trupele românești să umpli Sala Palatului, după care ușor, ușor ați cam ieșit un pic din peisaj. Nu pot să spun că am ieșit din peisaj. Vorbesc din punct de vedere live. Da. O trupă de calibru nostru nu poți să pui să cânti să fie omniprezentă. Asta nu face nimeni, nici în vest, nici în America, nici unde. Toată lumea se pregătește un album, după care face un turneu și iarăși dispar. Sigur că interesul nostru e să cântăm cât mai des, dar nu se poate, pentru că ai cântat odată în Timișoara, nu poți să cânti să săptămâna viitoare iarăși.
De asta nu înțeleg unele trupe care vor să cânte tot timpul. Se întreabă de ce nu ne angajează orașul cu tare, de ce nu... Păi nu poți, mai lași și pe alții să cânte. În ultima vreme a devenit foarte greu cu concertele pentru că e concurența foarte mare și mai apare un fenomen foarte negativ în România, în primul rând. Toată lumea s-a bazat pe concertele organizate de orașul respectiv, finanțate de oraș. Bineînțeles că e ușor. Te duci, scena instalată, sonorizarea e ok și așa mai departe și îți primești banii. Însă nimeni nu și-a pus întrebarea, domne, în momentul în care nu mai există aceste servări ale orașului, ce se întâmplă? Mai vine lumea să te vadă, dacă e săturat de cât te-a văzut în concertele astea, să plătească bilete? Și s-a dovedit că nu. S-a dovedit că lumea zice, domne, păi dacă îi văd, ce știu eu unde, la zilele orașului... Gratis, de ce să mai plătești bilete? Ai dreptate, așa este. Dar voi ați avut problema asta să nu vină lumea la concertele voastre? Nu. Însă, gândește-te, noi suntem niște muzicieni care au anumite pretenții și aceste pretenții, dacă nu sunt, nu spun de mulți bani, nu spun de 50 de sticle de whisky sau vin franțuzesc, dar e foarte greu să organizezi un concert cu niște nume ca Baniciu, Lipan, Nicu Patoi, Sorin Voinea și așa mai departe. Băieții sunt niște cracks care sunt foarte ocupați și cu proiectele lor personale. Deci din punct de vedere logistic e un pic dificil cu voi să vă adunați toți în același timp. Este foarte greu. Este foarte greu. Am înțeles. Ce urmează cu Pasărea Rock? Pasărea Rock urmează acum o piesă, lansarea unei piese care... a fost dedicată sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Am terminat-o acum 2-3 zile și acum vrem să o lansăm. Cum se numește? Piesa se numește Nu întâmplător Marea Unire. Marea Unire. Ți-am adus-o, ți-am adus-o și ție. Bine, haideți să o ascultăm Marea Unire cu Pasărea Rock. We'll be right back.
și faptă și o cupă de vin. Marea Unire să o ne apropiem de finalul acestui interviu cu Yoji Kappel, care se ocupă atât de pasărea rock, dar și de ai o colaborare cu Farfarello, cu fostul vostru violonist, Manny Neumann, cu cine mai? Cu Țăndărică, la tobe. Da, și Uli Brand. Uli Brand la chitară. Care e colegul, da. Colegul lui Manny de ani de zile. De este un hobby prezentă ta la Farfarello sau este chiar un job? Serios cum e pasărea rock? Pentru cei doi, Farfarello este, cum să spun, ca și pentru mine, pasăre rock. Pentru noi e o varietate foarte plăcută, mai ales că ne cunoaștem de atâta timp și e o muzică, cum să spun, care dă niște spații libere pentru dezvoltarea unor idei, dezvoltarea unor solistici, improvizații și așa mai departe, unde ne simțim foarte liberi, de fapt. Deci e o plăcere să faci acest turneu cu Farfarello. Eu sunt mai de multă vreme în colaborare cu cei doi. Noi cântăm și fără tobe. Se cântă în trio. Ei cântă și în doi, bineînțeles, dar lucrul devine interesant când apar și alți muzicieni. Și noi suntem din 2003 cam împreună, din când în când. Ce crezi că e mai important de spus despre pasărea rock în acest moment și ce urmează cu această trupă pentru viitorul apropiat? Ce aveți în plan? Deci, pasărea rock pentru mine e o treabă foarte serioasă, pentru că muzica noastră e și cu mesaj. Deci noi avem și acum mesaje. De exemplu, dacă e piesa Călușandra, este vorba de ocrotirea naturii și este vorba de, cum să spun, atenționarea lumii. Aveți grijă, aveți grijă de pământul ăsta, că e singur. Deci avem mesaje de genul ăsta. Sau, de exemplu, piesa Hora fără de hotar, în care e vorba de să ai grijă pe cine alegi, pe cine alegi ca să te conducă, să nu fie chiar prostul satului. No, deci aveți mesaje destul de diverse. Cine este principalul compozitor? Sau cum se pune problema în pasărea rock din punct de vedere compozițional? Făcând o comparație cu Phoenix. Nu e o lege, ca să spun așa, cine compune și cine nu compune. Eu am zis să compună fiecare, dar premiza este să fie în acest idiom, în acest sistem. În acest spirit, așa, într-o direcție. În acest spirit, da. Pentru ca să continuăm ceea ce am început acum nu știu câți ani. Deci, ca stilistică să rămână într-o anumită graniță, să zicem așa. Ceea ce nu e îngrădit sunt modurile de exprimare și tehnici noi și așa mai departe, dar în esență să rămână muzica inspirată din folclor. Chiar, Yoji, ce părere ai despre ce se întâmplă în acest moment pe scena rockului autohton? Pe scena rockului autohton, bătrânii de vârsta noastră încearcă să spună tineretului, uite mai, hai să continuăm să facem muzică cu degetuțele și cu mâna, nu cu computerul și cu efectele. Căutați substanța muzicală, pe aia să o dezvoltați, dar nu cu posibilitățile computerului care o ia din când în când anapoda. Deci ăsta e mesajul nostru, de fapt, față de generațiile mai tinere. Bineînțeles că există și trupe multe tinere care se orientează după Led Zeppelin și după legendele anilor 70. Eu nu zic că noi am vrea să impunem doar acest drum. Însă, să nu ne depărtăm de muzica adevărată, de muzica făcută de om, nu de computer. Bine, dacă stau să mă gândesc în vremurile voastre, chiar și în anii 80,
erau multe voci care spuneau, domne, Phoenix sună bine, e ok, dar uite, au și ei ceva Black Sabbath, au și ei ceva Jet Rotal și așa mai departe. E greu un pic să fii, să nu se aseme, cum și Jet Rotal are din alte trupe și păi, e foarte greu. Jet Rotal a început cu blues. Primul disc sau nu știu, primele două sau care, erau blues pur, după care și-au găsit ei drumul lor. Bineînțeles că elementele muzicale le preiei din ascultare, lucruri care te fascinează, Black Sabbath sau Deep Purple, și bineînțeles că nu scapi să preiei anumite treburi și să le interpretezi prin prisma ta. Da, ai dreptate. Apropo, care este basistul tău preferat? Basistul meu preferat rămâne Iacob Pastorius. Da, bine, complicat rău. Da. Dar zic așa, din zona rockului mai tradițional? Nu știu pe cine să spun, pentru că poate John Entwistle nu mai trăiește. Da. Avea o tehnică foarte ciudată. Dar chiar ce e important pentru tine ca basist? Tehnica sau execuția? Execuția... Tehnica și execuția sunt două elemente care susțin ideea. Dacă ai tehnică, poți să susții idei deosebite. Dacă n-ai idee, poți să ai tehnică, nu transmiți. Nu dai mai departe nimic. Deci trebuie să ai ideea și melodia. Basul fiind un instrument quasi de acompaniament ritmic, în primul rând, dar și în al doilea rând armonic, pentru că basul hotărăște ce acord e respectivul cântat de alte instrumente. Tu normal trebuie să te înțelegi cel mai bine cu bateristul. Cu bateristul și, bineînțeles, cu gitaristul. Dar eu văd lucrurile altfel, deci pentru mine ideea în primordialitate, deci pentru mine e melodia. Eu caut la fiecare acompaniament o partitură a mea care să fie completă. Să nu încep să improvizez la anumite părți ale compoziției, ci să fac în așa fel încât ca basul să integreze în toată armonia, în tot sistemul armonic al piesei. Deci îmi caut o linie specială care rămâne, care trebuie să fie și melodie, și ritm, și dinamic, și orice vrei. Hai să te mai întreb ceva. Din punctul meu de vedere, o mare problemă în rockul românesc, vorbesc din punct de vedere al soundului și al imaginii pentru fiecare muzician, nu contează să fie basist, poate să fie chitarist și așa mai departe, n-au o identitate proprie ca sound. Sunt foarte puțini, aproape deloc, cei care își fac un ton, de exemplu, de bas. Să știi când e, știi cum e la Brian May la chitară, când dă știi că e Brian May, că când e Eddie Van Halen. Nu știu, au niște tonuri și au un mod de a pune problema în care din prima, după primele acorduri știi că este respectiv. La noi foarte puțin știu să-și facă un ton de instrument și de bună calitate și așa cumva de identitate. Pentru că tentația e foarte mare. Posibilitățile de astăzi sunt incomparabil mai mari decât în vremurile noastre. Noi aveam un singur drum. Ăștia nu mai știu ce să aleagă. Sunt foarte influențabili și din stânga și din dreapta și ia uite ce cântă ăla. Ia uite ce cântă ăla. Tu trebuie să te uiți în tine însuți, în interiorul tău, să cauți linia ta, să știi să pui amprenta. Dacă tu nu pui, dacă nu reușești să-ți impui amprenta, nu o să ai personalitatea respectivă. E foarte greu să-ți cauți identitatea, dar fără să ți-o găsești, nu o să poți să aduci ceva nou, ceva important. Dacă, de exemplu, în anii 70 ar fi existat echipamentele care sunt în acest moment, crezi că Phoenix-ul ar fi sunat altfel și tu ai fi executat altfel totul pe chitară bas? Nu cred. Nu cred, pentru că, de fapt, posibilitățile tehnice sunt doar îmbunătățire la foarte puține procente. E vorba de tehnică, e vorba de, cum să spun, de valorile tehnice ale unei imprimări și așa mai departe. Bine că imprimările noastre din anii 70 sunt foarte bine făcute de
domnul Negrescu pe vremea aia, care era un specialist. Știa cum să mixeze lucrurile, cum să, ce efecte să folosească și așa mai departe. Bine, deci bine, aveți noroc. Și scule bune, dar, în acea vreme. Dar nu știu dacă ar fi fost substanțial altceva decât am reușit atunci cu posibilitățile alea mai reduse. Pe ce echipament cânti acum? Sincer să fiu, cânt mare plăcere pe amplificatoare mici, care nu-ți falsifică armonicile. Amplificarea vine după acest amplificator mic, de exemplu un Roland Cube, care e deja legendar. Îl folosesc chiar și acum în turneu cu Farfarello și toată lumea mă întreabă cum de iasă tonul ăla gigantic din amplificatorul ăsta mic. Păi zic, domnule, cu cât e mai mare amplificatorul, cu atâta te frânează mai mult, pentru că ți-e frică să dai în corzile alea ca să nu fie prea tare. Invers trebuie să lucrezi. Trebuie să iei un amplificator mic pe care după aia să-l faci mare. Să-l bagi în mare, da, da, am înțeles. Dar mai am și un Hartke cu 4 difuzoare, mai am și un Eden, am descoperit un Eden tot de ăsta mic, mi s-a stricat din păcate, dar e la reparație și am deci un amplificator foarte, foarte interesant. Îl recomand la mulți basiști. Chiar, ce recomanzi unui basist tânăr care vrea acum să se apuce de bas în muzica rock? Ce trebuie el să facă în primul rând? În primul rând să știe muzică, să învețe muzică. Dacă tu nu știi elementele importante ale muzicii, nu o să înțelegi acest instrument. Îl vei cânta doar mecanic. Deci ca să cânți la bas, să ai o performanță bună și foarte bună, trebuie să știi și alte chestii în afară de bas, în afară de tehnica basului. Trebuie să cunoști armonie, trebuie să știi de ce cânți în loc de tonică terța în bas. Asta e un moment foarte, foarte dinamic într-o piesă, în momentul în care tu cânți în loc de tonică, terța. Toate lucrurile astea se învață numai dacă te uiți puțin la teoria muzicii. Lucru care poate că la mulți au impresia că învățând muzica și notele e ca matematica plictisitoare. Bineînțeles că orice teorie e plictisitoare, dar dacă nu o știi, nu descoperi alte lucruri care te duc spre o interpretare și spre un nivel mai înalt. Păi hai să încheiem această mică conversație cu o altă piesă semnată Pasărea Rock. Am să te las eu și tu pe tine să alegești creatorul de playlist astăzi. Oh, mare onoare să știi. Uite, hai să încheiem cu Fagu și Iedera, o piesă foarte interesantă. Când va mai fi de văzut Pasărea Rock live în România? Pasărea Rock s-ar putea să o vedem chiar acum pe 14 octombrie la Folk U. Să cântați acolo, să da. Vă aduceți acolo. Și un turneu în România, bănuiesc că prin 2019, cel târziu. Deci noi avem acum în plan sărbătorirea a 5 ani de la înființarea trupei în martie. Nu mai știu, 25 martie 2019 și ne pregătim intensiv pentru acest spectacol, să venim cu lucruri noi, să venim cu idei noi și așa mai departe. Și după aia vedem noi cu turneu. Un turneu e foarte greu. Așa, ai dreptate. E foarte greu. Deci anul viitor totuși Pasărea Rock o să mai aibă ceva activitate live în România. Da, bineînțeles. Bine, îți mulțumesc mult de tot, Ioji, ascultăm și piesa alesă de tine și atunci când vei reveni în România, te aștept cu mare plăcere în emisiune. Cu mare drag, oricând. Numai bine. Numai bine. Geană de zăr
strânge din cârce, fremă dância și el, ca în vremea când era, ia fecioară el flăcă. Fiecare dintr-un sat vrăjmăjit pe celălalt, azi nu se mai știe bine când anume, cum și cine a încercat să îi despartă pe cei doi uniți de soartă, de soartă. Parcă dragostea de sânge dorul nu poate înfrânge, care i-a sortit să fie întruniți pe veșnicie, peste moarte, peste viață, părăziți ca soț și soață, necumva stălaltă lume nu le-a îngăduit anume. De când paloșul străpunsa și pe dânsul și pe dânsa, într-o singură suflare, într-o dulce îmbrățișare, ochii lor geană pe geană, duc prin duc, rană prin rană. Ram și frunze de tără, în fac și o iederă, împreună amândoi, într-o geană de zăpoi.